la versetul 16. Călcați pe urmele mele. Ce ușor și ce sigur poți călca și poți merge într-o iarnă grea, cu zăpadă mare, prin orice loc necunoscut, dacă ai niște urme sigure înaintea ta, ori pe unde mergi. Cu ce plăcere și cu ce bucurie calci pe niște urme frumoase și iubite a unei ființe puternice și scumpe, în care te încrezi, de care te simți legat, de care te poți bizui în totul, nu numai că știe drumul înainte, dar că are și puterea să te apere, și dorul să te ajute și pe tine pe tot acest drum cu el. Cât de slab ai fi și cât de neștiutor ai fi, dacă ai pe cineva mergând înaintea ta, mergi totdeauna sigur și liniștit, prin orice locuri primejdioase, pe orice vreme grea, cu orice povară duci. Dar câtă nevoie ai să fii sigur că acela care merge înaintea ta și care îți spune calcă pe urmele mele, este și într-adevăr un călăuz bun, un îndrumător care știe calea, un părinte care îți dorește numai binele tău, un prieten drag, un tovarăș scump. Ferice de acela care a avut de la începutul școalei lui un învățător bun, de la începutul meseriei lui un maestru bun, de la începutul mântuirii lui un îndrumător bun, de la începutul căsniciei lui un soț bun. Același va termina totdeauna școala cu nota cea mai mare, își va învăța meseria în felul cel mai vrednic, își va ajunge mântuirea în felul cel mai fericit și își va duce viața și pe pământ ca în cer. Frații mei, din lucrarea credinței și dragostei în care ne-am născut noi, nu vă gândiți voi oare ce om sfânt a fost părintele nostru Iosif, care ne-a născut pe noi în Hristos? L-ați uitat voi sau nici n-ați știut niciodată de el? Nu v-am spus noi oare atât de mult ce pildă de viață și de credință am avut noi și am văzut în el? Nu v-a lăsat el însuși și vouă oare și nouă, ca unor copii ai săi, cărțile lui, învățăturile lui, urmele lui, ca niște îndemnuri strălucite și iubitoare? Călcați pe urmele mele, ne spune el, că și eu calc pe urmele lui Hristos și ale înaintașilor mei. Călcați voi oare pe urmele lui? Le mai cunoașteți voi aceste urme oare? Sau le-ați uitat de mult? De ce atunci oare mai sunt încă printre noi unii care ne arată alte urme ale unor străini și de învățătura noastră și de credința noastră și de sufletul nostru, ale unor necunoscuți care n-au nici nume de ale noastre, nici cuvinte de ale noastre, nici suflete al nostru, nici credință de a noastră? De ce sunt încă între noi unii care sunt gata să le primească pe acelea ale altora și să le lapede pe ale părinților noștri, pe ale părintelui nostru? De ce mai pot fi printre noi unii care mai degrabă se duc după un străin mincinos decât după un părinte adevărat? De ce nici după ani de chemări stăruitoare, de dovezi nenumărate, de așteptări dureroase, acei unii dintre noi tot nu pot să vadă că urmele străinului ne duc numai spre rău și tot nu pot lua drumul cel bun pe urmele celui ce s-a jertfit pentru noi și printre noi, ducându-ne spre un viitor fericit și bun? Scumpii mei frați și surori, vă rog, veniți-vă în fire, cum se cuvine, deschideți-vă ochii și inima și lăsați pe cei ce sunt unelte ale străinului, care caută să vă abată de pe urmele părintelui nostru duhovnicesc,
și veniți pe urmele lui curate. Lăsați-l pe neascultător să meargă el singur pe urmele străine pe care a apucat și pe care vă tot cheamă să mergeți și voi cu el. Înțelegeți bine ce vă spun. Calea pe care merge străinul și acela dintre noi care vă îndeamnă să mergeți pe urmele străine e rătăcit. Învățătura pe care o vă dă el este dezbinătoare. Locul spre unde vă duce el este pierzarea. Câtă vreme se mai poate, opriți-vă, întoarceți-vă, lăsați-l să se nenorocească numai el singur, dacă chiar tot nu vrea să mai asculte de nimeni. Veniți voi pe urmele frumoase ale părintelui nostru și ale părinților noștri, fiindcă numai aceste urme ne duc după Domnul nostru Iisus, unde au ajuns ei și la care vom ajunge și noi pe urmele lor. Prea bunul și scumpul nostru Mântuitor Iisuse, Doamne, îți mulțumim din tot sufletul nostru pentru părintele și părinții noștri care ne-au născut și ne-au crescut în familia aceasta dulce și scumpă, în care ne-ai rânduit tu să aflăm mântuirea sufletului nostru. Te rugăm să ne ierți că și noi ne-am purtat de multe ori în chip nerecunoscător și neascultător față de părinții noștri, trupești și sufletești, întristându-i, neascultându-i și neurmându-i cum ar fi trebuit. Te rugăm, răsplătește-le tu însuți cu harul tău și cu fericirea ta strălucită și veșnică, tot ce noi le-am rămas datori, vindecând astfel rănile sufletului lor, pe care și neascultarea noastră le-a făcut. Și te rugăm, ridică mereu mijlocul nostru, al poporului nostru, al bisericii noastre, al adunării noastre, oameni plini de Duhul Sfânt, care să fie părinți și îndrumători adevărați, apostoli ai tăi, care să calce cu adevărat pe urmele tale și pe urmele cărora să putem călca și noi, plini de siguranță și de bucurie, că mergem pe urmele tale și că vom ajunge la capătul drumului nostru și noi cu ei la tine. Ferește-ne, Doamne, de călăuzele oarbe, de îndrumători înșelători și de uneltele străine care vor să ne despartă de urmele frumoase ale înaintașilor noștri și de numele lor scump. Pentru ca să nu ne abatem după urmele unor străini, scoate-i, Doamne, pe toți aceștia dintre noi, îndepărtându-i din fruntea și din calea noastră, și întoarce-i și pe cei care îi urmează la tine, ca să fim binecuvântați și pe drum și acasă, și dinaintașii noștri și de urmași, și acum și în veșnicie. Amin. Slăviți să fie Domnul!